Salutare, dragi prieteni! Sunteți salutare! Sunteți pe canalul Yesta Family cu voi, Ion și Silvia. Da, astăzi sunteți la un nou video cu noi și anume am venit în orașul Bad Wildbad. Este un orășel micuț, dar destul de frumos și turistic. Este recunoscut pentru cel mai mare pod din Europa suspendat și astăzi am hotărât să mergem și noi la el. Deci am venit în orășelul Bad Wildbad, iar acum ne îndreptăm spre Sommerbergbahn, unde o să ne urcăm sus de la 428 de metri la 726, mi se pare că. Da, aici este casa. Casa e aici, biletul pentru o persoană matură costă 7 euro. Dus întors, da, respectiv 14 euro pentru două persoane. Graficul trenului este în jur de jumătate de oră. Exact, iată aici punem ticketul. Așa, acum tu. Și intrăm. Așteptăm. Și aici o să așteptăm trenul nostru care ne o să ne urce sus. Trebuie să fie foarte interesant și frumos. Suntem nerăbdători. Rămâneți cu noi până la sfârșit. Sper că o să vă placă excursia noastră de astăzi. O să vă spunem la final cum a fost. Da. Rămâneți alături de noi. Iată aici scrie că în acest trenuț este predispus pentru 75 de persoane și reînnoirea datelor a fost făcută în 2011. Lungimea liniilor este de 738 de metri, diferența de înălțime 291 de metri, viteza cu care merge 7 metri pe secundă și aproximativ 980 de persoane se urcă cu el pe oră. Iată, prietenii mei ne-am urcat în trenuț și așteptăm plecarea într-un sus. Ok, cu sus, vedeți. Se închid ușile acuși. Și ne pornim. Și ne pornim în sus. 261 de metri. Liebe Gäste. Da, ne-am pornit în cel ceva. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eine Fahrt mit uns entschieden haben. Wir bitten Sie, während der Gesamtfahrt Ihre Kosten zu tragen und die Personenbeschränkung in 1 Sekunde Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Fahrt und einen königlichen Dear guests, welcome at Sommerbergbahn Bad Wildbad. Please be aware that wearing a mask that covers your mouth and nose is mandatory in our cable car and that only a reduced number of people is allowed in each compartment. Thank you for your cooperation. Enjoy your ride and your time at Bad Wildbad. Parcul de distracții. Uitați-vă ce cipantă. Wow! Este inginerie foarte bună inventată de om. Și iată și unul vine din deal. Da. Acuși o să ne întâlnim aici, la mijloc. De asta mijloc. E nimeni la oră fixă, după ce am observat, la aceeași oră, în sus și în jos. Și aici este punctul de întâlnire. La un moment dat, iată, vedeți, scrie Bad Wildbad. Da, la sfârșit așa încet, încet, încet. Acum ne parcăm.
Iată, am ajuns și sus. Haideți să vedem ce urmează. Noi plecăm spre Wildline. Spre Wildline, Brooklyn, ca să deschis ușurile. Și ne coborâm. Haideți cu noi. Iată, am ajuns sus. Iată, vedeți, acolo scrie Henge Brücke Wildline. Noi acolo trebuie să ajungem. Dar pe traseul Baum Wipfelpad. Încolo trebuie să fie o priveliște frumoasă. Dați să vedem ce e acolo. Ia priviți ce frumusețe avem noi aici. Wow! Frumos! Cât e de frumos aici sus. Sper că se vede, da? Extraordinar priveliște. E superb. Uitați-vă ce priveliște minunată. Aici dacă e obosit tare, că să mergi cu trenul. Aici un loc de popas. Și aici deja toate indicațiile. Este Gasthaus. Și deja noi să mergem pe traseul acesta Baum Wipfelpad până la podul suspendat. Da. Haideți să mergem atunci. Dacă traseul încoace. Iată, aici este și harta. Da, iată așa. Noi și deja toate aflăm, punctele. Noi ne aflăm, după cât eu înțeleg, noi suntem aici. Exact. Da. De la, am venit cu așa, cu Sommerbergbahn. Și uitați-vă cât avem de mers. Toată drumul ăsta cu roșu. Tot traseul cu roșu până la... Unde scrie Wildline. Iată, noi aici trebuie să ajungem la podul ăsta. Henge Brücke Wildline. Da. Iată, aici este intrarea. Wanderparadis, Sommerberg. Priviți ce... Căsuță interesantă aici. Aici la fel. Cred că se vinde ceva. Da, dar închis la moment. Nu este pandemie. Aici oamenii pot să ia să mănânce. Să odihnească. Dar e făcut interesant totul din lemn, așa? E căsuță din povești. Iată, am cumpărat bilete și plecăm. Punem aici biletul. Și intrăm. Și uitați-vă ce e făcut așa din lemn. Prin pădure. Mergem și ne uităm. Uitați-vă ce priveliște frumos. Este extraordinar. Iată așa. Dacă vedeți cum a făcut podul și noi mergem pe el. Este ceva neobișnuit așa. Să mergi prin pădure, dar... pe un pod. Ia uite pe ce frumos încolo.
Da. Cât se vie de pădurea. Super. Este o oază așa de verdeață până și de liniște. Nu? Chiar e frumos. Uitați-vă încolo, în jos. Este foarte înalt. Vedeți? Acolo deja oameni și aici. Și totul este pădure. Iată, ți-ai făcut așa un fel de porțiune mică. Pentru copii, cred. Da? Wow! Copii. Nici n-am observat, avea scat jos. Uitați-vă ce căsuț pentru păsări interesant făcut, ca un omuleț. Care prinde copac. Zbura pe aici și o dat în copac. Și acolo e pus mâncare. Pentru păsări. Aici, la fel. Iarăși pentru copii. Haideți să vedem. Hai. Sper că mă descurc. Eu nu mă bag, deoarece ce trebuie să ții cu două mâini. Hai. Țineți echilibru. Pare foarte ușor, dar nu chiar atât de ușor. Aici e o zonă întreagă de obstacole. Hai că acela nu-i primul obstacol. Wow. Ele mai sunt aici? Deja m-am încălzit. Haide! Eu te aștept aici, dar tu? Eu vin. Hai aici să văd ce faci. Aici așa. Dar atât. Nu mergi corect. Bă, da. Nu. Acolo trebuie să mergi. Nu a fost chiar atât de greu. Hai să vedem pista, dar dacă acela nu a fost greu. Hai. Știi cum să nu se pot. Hai, încearcă. Hai să poți. Nu. A, dar nu se duce foarte tare. Cic. Adrenalina. Cine dorește adrenalina? Iată aici. Ura! Trecut tot. Am ajuns la Bamu Wipfelpfad. Are o lungime totală de 1250 de metri. Și o înălțime până la 20 de metri. Și noi cu șase ne urcăm încolo sus.